Am revenit cu imagini, evident, de la tribuna oficială, de unde se decide totul, inclusiv în zona tehnică acestui meci, cu probabil o mare bucurie legată de încasările financiare, dar ceea ce ne interesează pe noi este că o echipă românească reușește două victorii în primele două meciuri în a doua competiție europeană, de unde nu mai fuseserăm de multă vreme, că vreo 4 ani. Și în orice caz, cu de data asta, nu mai este vorba de RFS, care oricum a reușit în această seară un rezultat excelent, a ținut în șah pe Galatasaray, egalitatea acasă, dar iată că învinge și pe PAOK. Iată-l, la telefon îl avem pe cel pe care îl vedeți în imagini, patronul de la FCSB. Bună seara și felicitări! Da, vă mulțumesc! Cum ați trăit meci? Că au fost două meciuri, de fapt. Prima repriză, la finalul ei golul, echilibru, după care se întâmplă povestea cu Olaru, și, sigur, rezistența eroică, ar zice unii aici pe dumneavoastră. Ce emoții ați avut, cum ați trăit? Păi, dar nu mai era... Nu mai exista, adică era numai credință, adică... Nu mai sperai. Cum adică să nu sperai numai în Dumnezeu ca să facă o minune și cu lupta băieților să putem să rămânem la 1-0. Și așa s-a întâmplat, pentru că am jucat... Și încă 10 minute, deci 30-40 de minute, am jucat un om minus. Da. Și au avut, într-adevăr, niște ocazii, dar nu extraordinare. Au avut bala aia care... Deci n-au fost, bârbâiele au fost. Și atunci, dom'le, ăsta e cel mai mare rezultat. Că da, spunea cineva, dom'le, că să jucăm, ce să jucăm cu Manchester? Cel mai mare rezultat ăsta, să joci, să bați pau cu 10 oameni, și să ai și un arbitraj ostil. Pentru că noi am avut și noi roșu la șut, am primit roșu la Olaru, că n-a fost, nici nu era al doilea de galben, și 10 minute prelungire. Dar de ce nu era al doilea de galben? Era că a pus mâna pe minge, n-ai voie să faceți ceva. A pus mâna pe minge, dar a fost fault. Indiferent, n-ai voie să faceți ceva. Fault, nefault, puteam să avem pe diferit. Bine, foarte bine. Dar faptul că au reușit în condiții, este sigur la Olaru neplăcute că nu joacă nici meciul următor cu Rangers, asta e povestea. Dar nu, faptul acum, după ce s-a terminat, tot a fost perfect. Deci trebuia să ia roșu Olaru, foarte bine că a luat. Poate cu Olaru în teren, poate ne egalau. Faptul că acum am plecat învingător, înseamnă că a fost bine că a luat roșu. Adică am vrut să arate Dumnezeu, uite, și chiar și în 10... Și-ți voi da victoria. Da. A fost voit faptul că n-ați făcut decât 4 schimbări. Mă gândeam că la un moment dat n-ați făcut 4 de, pentru că ați ratat, sau fine, ați epuizat ferestrele toate de schimbări. Că ați făcut doar 4 schimbări, a fost voit sau... Păi, nu mai aveam. Am făcut o schimbare, nu mai aveam timp. N-am mai avut timp de schimbare. Păi nu, n-ați mai avut fereastră, n-ați mai avut posibilitate. Păi n-am avut fereastră, da. Și nici n-aveam ce să mai schimbăm. Nici n-aveam ce. Mă gândeam că jucători obosiți, dacă interveneau accidentare... Dacă intervenea și cu parcă intervenea, am câștigat și am bătut pe Răzvan Lucescu ca să demonstrăm că Ferguson e mai puternic decât Răzvan Lucescu. Ferguson vine cu Manchester, sau cel puțin umbra lui. Acolo o să vină. Să vedem. Știu, am înțeles la cine se referă. Deci sau... Nu, glumesc. Nu, deci a fost totul perfect. Și la pauză, schimbările care le-am făcut tocmai pentru putere. Și s-a văzut că David Niculescu a câștigat toate duelurile. Ce juma la orul schimbam oricum. Deci era schimbarea făcută oricum. Adică amândoi erau la încălzire. S-a întâmplat cu Alexandru, dar oricum intra în pauză. Pentru că era deja făcută schimbare. Mi s-a părut mie sau la începutul meciului v-ați temut un pic de partida asta din declarații? Spuneați, domnule, ce o fi că nu suntem noi Messi sau Maradona, nu știu ce a spus, nu, dar să ne luptăm. Nu. N-am avut nicio teamă. Și chiar, adică, niciodată în viața mea n-am avut așa o convingere, așa o... N-am avut. Dar, bine, după aia, când a luat roșu Olaru, deja mi-era teamă. Da. Acolo, într-adevăr... Emoția a fost numai în 10, atât. Da.
Cu această victorie, ambițiile sunt și mai puternice pentru continuarea competiției? Vi se pare că deocamdată ați ajuns la jumătate din punctele dorite? A spus 12, aveți 6 în momentul ăsta. Visați și la mai mult? Da, normal. Normal. Normal că visăm. V-am spus, visăm primele 8. Asta simțim, primele 8. Mi se pare, nu știu, ce s-a întâmplat. Suntem pe primul loc sau tot pe al doilea am rămas? Pe 4. Sunteți pe 4, dar sunt diferențe de golaveraj. Pe primul loc este Lazio, care 7-1 golaveraj, Lyon 6-1, Tottenham 5-1, la egalitate cu FCSB. E bine. 3-4. E bine și pe 3-4. Păi nu, important e că aveți 6 puncte. Acum. Asta e important, că avem 6 puncte. Da. Avem 6 puncte, 900.000 sunt deja câștigați în victorii. Da, fine, ăsta sunt... Bârligea și-a scos banii. Cine? Bârligea. Bârligea și-a scos banii deja. Da. Va mai juca doar în Europa ca să scoată toți banii sau îl mai băgați pe în campionat? Când vin meciurile europene? Nu, o să joace. Nu jucăm cu Buzău, o să joace și cu Buzău. Știți cumva, pentru că meciul ăsta a fost câștigat cu niște sacrificii sau cu niște pierderi, ca să spunem așa, știți cumva care e situația, de exemplu, lui Alexandru, medical? Alexandru este grav, are nu știu ce exterior, ligament exterior, adică 6 luni. Hai să nu vorbim de asta, că, adică nu putem să le combinăm și durerea împreună cu bucuria. Și atunci să ne bucurăm. Da, e de bucurie, dar e păcat mare pentru omul ăsta. Asta este situația când ai meseria asta. V-au întări în convingerea noastră despre ei anumiți jucători? Cine v-a plăcut cu adevărat în partea? Sigur că atunci când câștigi în principiu un asemenea meci, toți sunt buni. Dar cine v-a plăcut cu adevărat? Cine, aceia ați avut ceva în duel și lucrurile? Nu. Eu aveam încredere și n-am avut un duel în echipă, niciunul în echipă, numai că, adică, m-a încântat Olaru și Bârligea. Nu că au dat golul. Olaru ce a făcut acolo e golul lui, adică e creația lui, iar Bârligea n-a pierdut nicio minge, s-a bătut ca un leu pe acolo. După aia și mi-a făcut și David Niculescu, extraordinar, care s-a luptat iar acolo, toate duelurile le-a câștigat. Și Daua, și Popescu, da. Și cred că toată echipa. Deci... Toată echipa. Am câștigat în 10 oameni, mai poți să spui că îți place de cineva? Toată echipa e extraordinară. Da, nu, spuneam că unii de la care ați fi avut în duel sau care și care v-au... Nu există în duel. Eu nu am în duel la echipa asta, dar niciun jucător. Păi, din când în când mai ziceți de câte unul, de câte altul. Mai zic ca să le fie frică. Mai zic ca să le fie frică să joace de frică. Da, zic, dar nu că n-am niciun deal. Le-am și zis acum și am luat la rând, în avion. M-am dus din cap până în coadă și la fiecare i-am spus, tu aia. Singurul care n-am avut să-i spun nimic a fost Alexandru, Șut, David Miculescu, Olaru i-am spus și lui. I-am spus exact ce a făcut astăzi. Băi, zic, când te învârți cu mingea, bă, hai să pasezi. Pentru ce te încăpăținezi? Cum s-a încăpățânat azi, că avea să dea pas, să dăm noi gol. Dar vezi, în timpul ăla, îți dai seama, nu mai gândește bine. Și la fiecare i-am spus câte ceva, la fiecare jucător. Lui Tănase nu i-am spus nimic, i-am zis, eu n-am ce să spun. Lui Bârligi i-am zis, eu n-am ce să spun. Uh-huh. Lui David Niculescu i-am zis, eu n-am ce să spun, că faci totul din luptă și te lupți chiar dacă o să joci o dată prost. N-am să mai au de tine pentru că te lupți și dai război. Da, Târnovanu, care iarăși a reușit o partidă bună, nu vi se pare? Târnovanu i-am zis, băi, nu mai da cu mâna în minge, că nu ești la volei, dă cu pumnul, ai 2 metri. Dă cu pumnul și ne restringi mingea nu la 2 metri, la 30 de metri când ai câștigat. Zici eu și dai cu pumnul, nu ia 30 de metri. Nu că te ieși și o dai ca la poli, la 3 metri, la adversar. Da. Pentru viitor, dacă spuneți că e atât de grav accidentat Alexandru, puteți să o compensați cumva? Hai să nu vorbim de accidentarea lui Alexandru. Nu, vorbesc de lot.
Păi, dar n-are rost ce se vorbim de lixare. Păi avem patru acolo mijlocași. Vorbim acum de batalia de bucurie. Avem, vorbim de Alexandru acum. Ce Alexandru acum? Deci aveți înlocuitor pentru el, asta vi se pare că nu aveți nicio problemă. Nu, noi oricum jucăm cu un închizător din patru. Deci, și nu are rost să vorbim acum. Deci să ne aduceți aminte de Alexandru. Ca să nu pot, mă pot bucura de ceea ce am făcut. Da. Acum că aveți meci cu... Ba da, ba da, cum să nu? Eu nu vorbeam despre accente, despre cine... Dar nu vreau să vorbesc despre asta, că îmi luați bucuria. Da, în regulă. Meciul următor e cu Rangers, presa din Scoția a văzut o informație astăzi, acum vă întreb despre ea că... Nu e adevărat, nimic nu este adevărat. Yannis Hagi la FCSB, nu. Nimic nu este adevărat. Asta, voiam să ne spuneți dacă nimic e ceva. Nu este nimic adevărat. Iar Yannis, părerea mea că dacă ar fi să vină în România, eu cred că la ora asta cel mai potrivit este la viitorul să-și ajute și pe tatăl lui și pe el. La Faro, adică. Bine, m-aș bucura să vină, dar e greu să vin, să putem să-l luăm noi pe Yannis. Cel mai bine ar fi să nu vină în România, să rămână, să-i impună acolo unde. Dar în fine, asta... asta nici, e... nici nu e perioada de transferuri, cum se vine, nici nu înțeleg. Nu, în iarnă, probabil că în iarnă voiau să... E, până în iarnă ai să trăim. Da, e adevărat. Mai sunt niște meciuri în iarnă. Vi se pare că e începutul unei aventuri europene cum ați mai avut sau v-ați mulțumit așa cu o fază eliminatorie dacă vă calificați? Nu. Eu cred în echipa asta. Uitați-vă că Galatasaray a făcut 2-2 cu cei ce am bătut noi 4-1. Da. Uitați-vă să vedeți, să probabil știți. Care vi se pare că e esențial diferența dintre echipa de anul trecut, care nu reușea să intre în grupe, și echipa de anul ăsta, care nu doar de intră în grupă, intră în Europa League și are și primele toate, două meciuri? Toate flancurile sunt mai puternice. Deci axul central, fundașii centrali, mijlocașii și n-am avut un atacant. Deci totul este mult mai puternic ca anul ăsta. E diferență mare. Deci... Tot ceea ce s-a schimbat, spuneți, ceea ce ați adus și cum s-au schimbat. Poate să fie vorba și despre omogenitate cu niște oameni care joacă de o vreme acolo? Asta cu siguranță. Asta e, cred că și asta. Dar am adus jucători, adică am adus Tănate, am adus Bârligea. Păi noi, asta îmi spunea Mihai, băi Gigi, noi dacă aveam pe Bârligea, noi îi spulberam pe spate. Înțelegi? N-am avut un atacant. Și n-ai văzut că n-am jucat cu David Miculescu, am jucat cu Băluță. E diferit. Da. Bă, ăsta, David Miculescu, e jucător de anvergură. Da, am o să vedem. Da. Sigur că o să mai rămâne de văzut un pic în drumul ăsta european, dar lucrurile evident că arată bine în momentul de față. Aveți meci cu cine? Cu Buzău în etapa asta. Vă pasă un pic de meciul ăsta sau nu? Păi cum să... Gata, la revedere. Acum ne bucurăm, la revedere. Jucăm, trebuie să câștigăm 3 puncte. Suntem pe multe fronturi. Orice luptă este undeva într-un angrenaj. Trebuie să câștigăm toate războaiele. Dar rămâneți pe ideea asta că folosiți cam aceeași echipă, în fine, nu aceeași, dar folosiți... Păi cum, care aceeași? Că v-am schimbat-o toată, care aceeași? Păi asta zic, toate... da. Nu, deci nu folosiți aceeași, bă, nu se poate după un asemenea meci, mă gândesc. Păi dar n-am schimbat toată echipa. Nu, fundași și centrali. Nu, toate, dar mult. Îi schimbam și pe aia. Păi toată am schimbat-o meciul trecut. Deci altă echipă cu Buzău. Clar. Păi nu știu. De ce altă echipă? Păi n-ai zis că schimbați? Păi da. Am spus că am schimbat-o meciul trecut. Da, a schimbat-o, da. Asta, mă gândeam că... Faceți o rotație genul ăsta, ca să-i mai odihniți pe unii trei. Unde e rotație? O să vedem că nu avem, dacă aveam rotație, făceam și rotație, dar o să facem rotație. Avem și Ștefănescu, avem și jucătorii care au intrat o repriză, nu? Avem și stânga Panțâru, avem și dreapta jucători, avem și David. Deci o să schimbăm 6-7 jucători. Cu siguranță voi schimba 6-7 jucători. Băluță l-a schimbat? V-a nemulțumit ceva sau care a fost ideea? Nu, eu aveam 1-0 și îi spuneau, domnule, a zis, bă, deja în minutul 40, a zis, bă, aveam 1-0, nu, aveam, zic, dacă dă gol, îl mai schimbăm? Păi dacă îl dă gol, mai repede îl schimbăm, dacă dă el gol. Păi de ce?
pentru că avem nevoie să ținem rezultatul. Și David Niculescu se bate acolo, câștigă dueluri, el nu câștigă dueluri. Aveam un fundaj bun, un jucător, un adversar bun, valoros, și nu câștigă așa. Zic, băgăm pe David Niculescu și vedeți voi după aia război. Da. Bun, deci, felicitări. Alexandru și David Niculescu se încălzeau ca să intre. S-a întâmplat cu Alexandru. Dar oricum intra la mijloc Ejuma. Ejuma și David Niculescu se încălzeau, da. Dom'le, este mare victorie, mare bucurie pentru noi, pentru români, pentru toată lumea fotbal românesc. Am învins PAOP-ul, care e echipă valoroasă, 100 de milioane costă. I-am spulberat în 10 oameni, i-am spulberat, așa că... Le-ați rezistat, nu i-ați spulberat, le-ați rezistat. Nu că i-am spulberat, dacă îi bați în 10 oameni, îi spulge. Asta înseamnă 10 oameni să-i bați, înseamnă spulberare. Bine, mulțumim, felicitări. E o mare victorie. Mulțumesc, seară bună. O să luăm o pauză, după care venim și discutăm, avem și reacții. Avem multe de povestit după acest meci, care rămâne un reper important în perioada asta a fotbalului românesc, pentru că e un meci european împotriva unei echipe care a ajuns în faze finale, de exemplu, în cupe europene în sezonul trecut și care reprezintă un nume. FCSB începe din nou să-și facă un nume. Să vedem până unde ne întoarcem.